Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus. PI. Invitatul meu din această seară este colegul și prietenul nostru, Iulian Gavriluță, jurnalist News Buzău. Bună seara, Iulian, bine ai revenit în studioul Campus. Bine v-am găsit, de-abia aștept să începem. Da, și eu de-abia aștept, cu toate că în ultima perioadă, cel puțin atunci când vorbim de administrație, de schimbări majore și așa mai departe, observ că nu prea mai suntem pe aceeași lungime de undă, dar și asta are farmecul ei. Și tocmai de asta, de fiecare dată, mă simt provocată să te invit, pentru că odată ideile noastre schimbate, poate dăm idei și altora să facă lucruri bune în orașul ăsta. Numai în comunism vreau să niveleze conștiința. Înțeles fiind toți la fel. Dar ai văzut ce frumos este un câmp cu flori, fiecare floare cu nuanța și frumusețea ei, deci diferiți. Da, frumoasă comparație, dar nu o să putem să o ducem tot într-o poezie toată emisiunea, pentru că, din păcate, avem subiecte, unele mai plăcute, unele mai puțin plăcute. Aș vrea să începem discuția noastră și titlurile din această seară spun multe. Aș vrea să începem discuția noastră de la un subiect care preocupă foarte multă lume. Chiar de curând, în urmă cu o zi, două, a fost lansată o petiție online de demiterea directorului companiei de apă. S-a tot discutat, au fost prezenți aici în studioul Campus TV atât primarul Constantin Toma, cât și directorul companiei de apă Ionel Tăscaru. Am aflat Dar nu părerile... amândoi deodată, nu? Nu amândoi deodată. Colega mea Magda Ionescu l-a găzduit pe domnul primar, eu l-am avut invitat. Dacă veneau împreună... Nu le-am propus. Nu știu cine ar fi refuzat, nu știu dacă vreunul dintre dumnealor ar fi refuzat și dacă ar fi făcut-o, nu știu cine ar fi refuzat primul. Am văzut însă o confruntare directă în Consiliul Local Municipal. Ai participat la ședință? Da, din păcate eu n-am văzut decât filmarea, n-am putut să trăiesc pe viu atmosfera de acolo. Aș începe de aici discuția. Cum ți s-a părut confruntarea de acolo? Deci pentru mass media a fost, face spune, mană cerească o astfel de... Dar pentru cetățeanul simplu și pentru oamenii, câțiva oameni de acolo mai potoliți, a fost chiar o rușine, vreau să spun. Pentru că acolo sunt oameni care sunt plătiți de noi, din bani publici, sunt aleși mai mult sau mai puțin vrednici să stea în acele scaune și să se ocupe de problemele orașului. Nu de răfuielile personale, nu de injurii, să-și aducă injurii. La un moment dat a fost civilizat, dar după un anumit timp a început scandalul, a început circul. Nu știu acum care, e greu să deosebești. Noi vedem doar din afara lucrurilor și nu știm profunzimea lor. Nu știm nici chiar viețile și relațiile celor doi, Toma și Tescaru, ca să poți să-ți faci o părere și să zici. Dar la prima vedere mi s-au părut că amândoi au dreptate, sincer. Deci nu mi s-a părut că domnul Toma ar fi avut mai multă dreptate ca Tescaru. Eu m-am mirat de cumințenia lui Tescaru, că stătea docel acolo, să spunea, n-ai voie să vorbești acum, mai încolo, zice, și l-am văzut potolit, ceea ce, mă rog, nu prea este în fire. Oricum, când și-a dat drumul la vorbă, a început. Vreau să vă spun că intenția primarului Toma este lăudabilă. Orice om sănătos la cap, atunci când vine într-o casă locuită sau nu știu ce, face curat, nu? Da. Deci nu poți să dormi pe așternutului celui care a stat înainte, să colaborezi, mă rog, păstrezi ce e bun și arunci ce îți prisosește și ce consideri tu că nu mai este bun. Acum, vedeți dumneavoastră, asta e pe de o parte. Pe de cealaltă parte a lui Tescaru, părerea directorului companiei de apă, are și ea unele motivații. Pot să spun întemeiate, altele exagerate, ca în orice bătălie de genul ăsta. V-am spus, după părerea mea, adevărul este undeva la mijloc. Acest conflict este alimentat și de alte lucruri și de alte persoane, ceea ce nu este ok. S-a ajuns până acolo, citeam zilele astea,
la nivelul serviciilor secrete, hai să fim serioși, deci avem lucruri mult mai importante și cred că oamenii aia care se ocupă cu siguranța noastră, oricare serviciu ar fi, cred că au lucruri mult mai importante de făcut. Sau măcar decât, sperăm că au lucruri mai importante de făcut decât acest lucru. Da, că soția, că fiica unuia este angajată la compania de apă, că nu știu, astea sunt nimicuri. Eu nu cred acum că un serviciu, în mod oficial, adică cu aparatură, cu oameni în dotare, își bagă neoficial coada în asemenea scandal. Nu. Cel puțin sunt lucruri care sunt monitorizate de anumite lucruri și cred că se fac rapoarte și cred că totul rămâne la nivelul ăsta, nu cred. Așadar, exagerarea asta nu o face bine nimănui, ca să zic. Iarăși nu mi-a plăcut că noi avem o meteahnă românii, întotdeauna dăm vina pe alții. O meteahnă, cred că, căpătată de curând în istorie. Adică, în momentul în care nu poți să faci ceva sau faci mai greu, trebuie să dai vina pe cel care a fost înaintea ta. Păi nu mai are treabă boșcodeală și chiar dacă e gașca boșcodeală, deci cuvântul ăsta e puțin, dar ce treabă are să-l pomenești tot timpul pe boșcodeală? Păi, tocmai în ideea că asta dacă arată Buzău arată așa ta. Cum este nu. Acum, probabil... Asta arată slăbiciunea ta. Deci în momentul în care tu îți plasezi centrul vinei la altcineva sau în altă parte, arată că tu nu ești stăpân pe situație. Nu zic că nu are și ceva adevăr, dar totuși ar trebui să formulăm altfel. Avem un telespectator care dorește să intre... Lasă că știu ce. Alo, ia spuneți-ne, ce-i cu bună domnul? Seara. Bună seara! Vreau să-mi spuneți mie un centru vechi al orașului Buzău. Considerată este cu Zavodă, strada cu Zavodă. Vă e o caricatură. De ce considerați acest lucru? Păi ce are asta cu prefectura? Spuneți-mi și mie. Arătați-mi și mie ce istorie are cu Zavodă acum? Acum, în acest moment? Are istorie. Duminica se spală țiganii. Are un rahat. Auziți, să spală țiganii duminica și sâmbăta în fântânele Artezii. Nu se mai spală, se spălau. Da. Nu. Unde e centrul istoric? Bun, haideți să abordăm exact, un pic serios problema. Dumneavoastră, ce nu vă place? Felul în care arată, faptul că este denumit centru istoric această zonă a orașului? Istoria trebuie să aibă și piatră, trebuie să aibă și var, trebuie să aibă și lemn și tot. Ce are? N-are nimic. Înțeleg că nu vă place cum arată. Păi ce să arate? Păi nu arată nimic. Dar când ați văzut că începe să se refacă strada cu Zavodă, de ce nu ați avut vreo secundă intenția să mergeți la primărie să spuneți, domnule, mie nu-mi place. Uite, noi am constatat un lucru, nu ne-au plăcut canapelele acelea din piatră. Iarna foarte reci, vara fierbinți. Și am tot sesizat acest aspect. Doamna Mirela, în 56, când am intrat eu în Buzău, am lăsat ochințele la Bernești, era oraș. Ați înțeles? Am înțeles. La revedere. Mulțumesc, la revedere. Da, eu iată... n-am înțeles. Mi-a pomit și numele este la început, nemulțumirea, dar nu știu ce vorbea zicea. Probabil cu cineva din casă, cu soția sau cine știe cu cine. Este nemulțumirea omului cu privire la, probabil a văzut și știrea de mai devreme din jurnal. Mm-hmm. Am tot întrebat eu de centrul vechi, nemulțumit de felul în care arată centrul vechi. Toată lumea e jumate mulțumită și jumate nemulțumită, ca să spun așa, că hai să fim serioși, n-arată bine, într-adevăr nu e finisat în sensul ăsta. Și nu ăsta. E nici util, din păcate. Dar, din nou mă refer la canapele. Dar ia du-ți aminte cum era înainte să fie fasona cât de cât puțin acolo. Jalnic, adică îți rupeai picioarele da, pe acolo, erau tarabele alea. Da, dar la se putea face mai mult. Categoric, eu nu știu, nu sunt expert să îmi dau cu părerea, dar totuși ca imagine. Zic, a început ceva și ca de obicei la noi nu se duce la finalizare. Eu nu știu de ce rămâne la jumătate așa. Ne potignim când înainte de sfârșit. Întorcându-ne un pic la discuția noastră de mai devreme, vorbeam despre faptul că s-a lansat inclusiv o petiție online de demitere a directorului companiei de apă. Te întreb pe tine, Iulian, cetățeanul Iulian Gavriluță ar semna o asemenea petiție? Eu nu semnez de obicei și nu fac lucruri care nu sunt serioase și care nu duc la nicio finalizare. Tu ai impresia că dacă se adună 1 milion, exagerăm,
de semnături. Deci nu înțeleg. Demisia este o chestie unilaterală. Deci n-ai cum tu să-ți impui demisia prin semnăturile buzoienilor. Deci asta este o gogorniță, este o prostie alimentată de adversarii lui Tescaru, că aici e vorba, așa, directorul companiei de apă, și de cei care s-au obișnuit, în loc să treacă la acțiune, să stea în fața calculatorului după modelul lui Iohannis. E o prostie. Da, vreau să-mi spun, deci demisia, nu, iartă-mă, deci insist pe termenii ăștia, deci demisia, ce este demisia? Un act unilateral. Eu îmi dau demisia din funcție. Păi cum să semnezi pentru demisia cuiva? Deci e o aberație în termen. De ce este compania de apă o miză atât de mare în acest moment? Avem alte atâtea regii. Avem alte atâtea regii și direcții și societăți unde conducerile au la fel salarii de 84 de milioane. Chiar cât are de 70 salariul până la urmă? Salariul net lunar este, potrivit declarațiilor domnului Tescaru, 8400. Dar nu arată și un fluturaș cineva? S-a arătat dispus chiar să ne arate fluturașul. De când i-am spus 8400 de lei pe lună, însă, atenție, la sfârșitul fiecărui an, funcție de performanțe, da, are dreptul legal să primească 10 salarii. Da, da, deci este sumă... așa este. Când lucrezi cu proiecte și cu fonduri europene, există aceste posibilități. Bun, deci, să te îmbogățești. Pentru că eu am avut curiozitatea personală chiar în conferința de presă, l-am întrebat atunci direct cât dar e domnul. Nu era mai ușor să vină ori Toma, ori Tescaru cu fluturașul? Ce atâta discuții pe chestii da, de genul? Hai să da vedem dacă găsim un răspuns la treaba asta. De ce miza atât de mare? De ce doi oameni irosesc atât de multe resurse, energie da, și așa exact, mai departe exact într-o astfel de, într-un astfel de... Că nu i-aș spune nici conflict, nici luptă, nici nu știu cum să numesc. Este totuși un război. Deci războiul ăsta... războiul, de fapt, a devenit personal. Acum am observat. A trecut de faza instituțională de, și a devenit o răfuială personală. Și se trage după ea fiecare cu armata lui, știi? Și cu motivațiile lui. În primul rând, cred că această companie de apă este foarte profitabilă. Este. Deci ce să nu spunem? Și probabil se dorește nu scăderea prețului apei potabile. Asta mi se pare iarăși un pretext pueril, să spune. Nu. Deci sunt alte. E vorba de comunele care au aderat. E vorba de investiții. E vorba de... Practic, imaginează-ți o supraputere din asta pe tot județul sau dacă ar fi pe toată țara. Ei, cum ar fi atunci acel om care conduce compania respectivă de puternic? Și după aceea vin și problemele, ți-am zis, personale, care le știm cu toții. Lupta dintre cei doi este clară. De dinainte de electorale și-au promis că își vor da la joale. Și își dau. Da, din păcate, uite că toată treaba asta are urmări și asupra populației. Păi are, că avem nevoie toți de o apă, un canal, avem nevoie de un primar, avem nevoie de servicii, banii sunt cum sunt, deci cum să nu suferim? Fiind bineînțeles că suferim. Mai avem un telespectator care dorește să intre în legătură cu noi. Alo, bună seara! Mirela. Bună seara, invitatorul dumneavoastră. Bună seara. Vă rog să-mi scuzați vocea că sunt cam răcit. Vă ascultăm. Nu știu ce funcție are domnul care l-aveți în emisiune. Este e jurnalist. E jurnalist. Jurnalist. Păi, atunci mai mult decât atât îmi pare rău, dar dacă așa privește lucrurile privind, în ceea ce privește detronarea acestui, nu știu cum să-i zic, de Tescaru, înseamnă că dânsul trăiește în altă parte, nu trăiește în municipiul Buzău. Ba, trăiesc în municipiul Buzău și am apă curată din 89 sau de când m-am născut eu, din 72 până acum. Niciodată n-am avut rugină. Eu personal și tot cartierul unde locuiesc. Deci, ești un, aici ești un caz fericit așa și crede-mă este că poți fi invidiat de 80% mulțumesc din locuitorii municipiului Buzău. Eu inclusiv în ziua de Paște, cu o zi înainte de ziua de Paște, am te avut cred apă neagră la robinet. Te cred. Am dat voie să... Vă ascult, sigur.
Dânsul, dacă o face la modă ironic, are apă curată, nu fie de bine. Eu știu că chiar am. Nu există, dacă este pe coloana de alimentare, castelul de apă crâng până pe Bălcescu undeva. Pe nu, 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 în zona Marghiloman stau eu. În zona parcului Marghiloman. Și vă alimentați de la nu Brăila? Știu. De unde vă alimentați? Nu, din nu știu, domnul meu, eu știu că am apă curată. Nu știu de la Brăila sau bun, de la Liliana Brăila. Nu știu. Lăsăm atunci elementul apă curată. Aici e curat și Tescarul și dumneavoastră. Referitor la presul ei, referitor la nesimțirea cu care se agață acest om de funcție, în ceea ce privește acea lansarea acelei petiții online, domnișoara Mirela, la dumneavoastră mă refer, că văd că dânsul e mulțumit pe toată linia. Dar dumneavoastră ce funcție aveți? Că eu, noi m-ați întrebat și v-a spus colega că sunt jurnalist. Sunt un cetățean al ce meserie aveți? Buzăului, da. Nu, nu e relevant. Nu păi e relevant. Eu am spus. Noi am venit în fața telespectatorilor și era normal să ne prezentăm. Da, vă ascult. Doamneșoara Mirela, referitor la lansarea acelei petiții online, să știți că nu toți oamenii de generația mea care am muncit 45 de ani, să știe și domnul invitat al dumneavoastră, și vreau să mă bucur de un oraș frumos, de niște prețuri rezonabile pentru pensiile pe care ne le oferă acest stat. Să nu se mai pună la paralel cu sau lângă domnul Tescaru și gașca lui și să ne lasem pace. Invitați dumneavoastră pe altcineva care are altă opinie și vă mulțumesc că m-ați ascultat. O seară bună. Nu închideți, că vreau să vă întreb ceva. Da. Da. Spuneți-mi, chiar dacă colegul meu de platou spunea că teoretic nu prea ai cum să ceri demisia cuiva, dacă ați avea posibilitatea noastră ca cetățean, ați semna sau nu o astfel de petiție? Absolut. De ce? Ce v-ar determina? Lucrurile despre care ați vorbit până acum, calitatea și prețul apei? Plus celelalte măgării pe care sunt DNA-ul în cursele să le analizeze privind achiziționarea hotelului de la Crâng și multe altele și toată gașca de neamuri care s-a strâns în compania de apă și acel Dinulescu de la OPC care are soția acolo și nu a dat o amendă în atâția ani de zile companiei de apă privind calitatea apei la reclamații de la noi. Dumneavoastră mi se pare corect. Da, spuneți-mi pe cine considerați dumneavoastră potrivit pentru funcția de director al companiei de apă? Păi dacă mă întrebați așa, uite, dat fiind că chiar și lucrează acolo și a candidat la primăria municipiului Buzău, chiar domnul independentul, Constantin Ionescu, care a fost viceprimar, cunoaște. Nu știu, mi-a venit la întâmplare așa, dar sunt N oameni de bună credință și de altă factură decât acest burghez Tescaru. Vă mulțumesc. Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Iată, sunt și buzoieni nemulțumiți. Am primit o întrebare interesantă din partea unui telespectator care spune așa: dar presa ce a făcut până acum? Nu știa despre salariile astea exorbitante? Rugămintea mea la telespectatorii care sună pe numărul de SMS-uri este să nu mai insiste, pentru că nu pot răspunde. Dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, sunați pe numărul de fix. Bun, să reluăm. Presa ce a făcut până acum? Nu știa despre salariile astea exorbitante? Nu am văzut ca presa să fie inflamată până acum, se semnează doamna Marilena. Mărturisesc că personal am încercat să aflu prin diferite căi ce venituri au acești directori. Hai că am întrebat de-a lungul anilor și ce nu, bani hai să, haideți totuși să spunem lucrurile pe nume. Și ce n-am bani văzut și acum să-mi fie iertată deschiderea, dar așa este, pentru că lucrul ăsta i l-am reproșat și domnului Jercan ieri. N-am văzut în 10 ani de presă atâta deschidere din partea unor directori de astfel de companii sau societăți ca în ultima vreme. Ne invită la discuții și domnul Jercan, ne invită la discuții și domnul Tescaru, toată lumea este deschisă să vorbească cu cărțile pe masă. Dar oameni buni,
20 de ani sau 9 ani sau 10 ani cât ați fost la conducere până acum, de ce n-ați avut aceeași atitudine? De ce când îl sunam pe domnul Jercan să-l întreb cum și-a putut permite ca societate? Deci chiar vreau o explicație ca să pot și eu să înțeleg. Să ofere bonuri de vacanță angajaților Transbuzului în condițiile în care nicio altă societate subordonată primăriei n-a putut să facă acest lucru. Știți ce mi-a răspuns acum o lună de zile domnul Jercan? Nu e treaba dumneavoastră. Ieri m-am bucurat să mă invite la discuții, dar totuși n-am putut să mă abțin și să nu-l întreb. Bun, că m-a anunțat că își dă demisia. Eu cu cine mă mai contrez de acum încolo? Doar la telefon, pentru că eu n-am avut niciodată acces pe poarta Transbuzului. Iarăși, sincroane sau puncte de vedere din partea companiei de apă primeam prin purtătorul de cuvânt sau prin directorul adjunct, domnul Cristea. Dar, din nou, dacă încercam să obținem o informație de la domnul Tescaru, iarăși ne loveam de un telefon la care nu răspundea nimeni și așa mai departe. Deci, ca să răspund întrebării telespectatorului, am încercat, niciodată nu ni s-a spus clar și franc cum s-a întâmplat acum. Pentru că de asta am și insistat cu întrebările, văzând atâta deschidere, am zis, bun, dacă tot ne-ați invitat, spuneți-ne și nouă, ce salariu aveți noastră? 8600 de lei. A spus-o foarte ușor domnul Tescaru, pentru noi, oamenii de rând, e o sumă foarte mare, dar probabil că și responsabilitățile sunt pe măsură, nu pot să spun. De-aia l-am întrebat și pe domnul Jercan ieri. Ce salariu aveți, domnul Jercan? 70 de milioane salariu net. Dar tu ți-aduci aminte că acum un an sau doi ani de zile au ieșit pe presă toate salariile de la domnul Gegea, de la primarul Boșco Deală, de la, ți-aduce aminte, de la domnul Ene, chiar și de la compania de apă acum vreo 2-3 ani. Ți-aduce aminte când spunea că are câte 200-300 de milioane? Când până să se... Deci iată că și astea 200-300 de milioane încep să se adeverească, că au fost lansate, porm au fost combătute cu alte afirmații, că cu dovezi n-au fost. Da, haideți să mai luăm un telefon. Alo? Alo? Bună seara, sunt română, doamna Mirela. Bună seara, vă ascult. Sunt și eu un locatar din județul Buzău. Ia spuneți, ce problemă aveți? Aș dori și eu să-l întreb pe domnul jurnalist, ce salariu are dânsul? Se plătește singur. El se plătește singur, este administratorul propriei mele firme online. Da. Eu stau la un cămin de nefamiliști. Îi convine dânsului să plătească apă la 4 persoane 1,5 milioane și să o aibă neagră? Bineînțeles că nu mi-ar conveni. Păi, vedeți, am o cameră de cămin de nefamiliști. Da. Cât plătiți chiria acolo? Neagră. Aveți chirie sau sunteți proprietar? Nu, sunt proprietar. Dar cam cât e chiria la o cameră într-un cămin din ăsta? Vreo 2 milioane și ceva, 2,5 milioane. A, deci chiria e 2 milioane și apa 1,5 milioane. Apa, da. Da, deci faceți o comparație dumneavoastră. Da. Bine, directorul companiei de apă a încercat cumva să justifice prețul acesta prin investițiile foarte mari făcute și așa mai departe. Chiar a încercat să dea asigurări voalat că în următorii 2-3 ani prețul nu va mai crește și că Buzăul va fi ajuns din urmă de celelalte orașe. Dar știți cum e, plouă, nu plouă, apa meteorică să plătește. Din ce cauză? Întrebați-l pe domnul jurnalist. Dacă păi vă răspund că eu le știu pe toate, domnule. Da, telespectatorii noștri din această seară, am senzația că te-au perceput cumva că ai luat apărarea companiei de apă. Nu, departe de noi. Păi da. Noi încercăm să vedem cam care e situația. Îl ține pe domnul Tescaru în brațe. Nu-l țin, dar nici pe Toma nu-l țin. Ați înțeles? Nu, deci eu nu știu ce veți face dacă domnul Toma vă va face chiria sau dacă ziceți că ați cumpărat apartament de altceva, o să o dubleze, că n-are bani la buget. Ce o să-l înjurați după aia pe Toma? Și tot așa mai departe. Nu, eu spun că adevărul e la mijloc. Nici Toma, la ăla, nici la ăla. Eu n-am votat cu nimeni, că în ziua de astăzi nu mai... Asta e, alegerea dumneavoastră. Da, deci știți care e chestia. Te duci la vot tot degeaba, tot aia ies. Din păcate, mentalitatea asta, dacă am avea-o toți, ar fi rău. Da, dar știți care e situația? Deci eu vă spun, la 4 persoane îmi vine câte 1 milion, 1 milion. Da, eu vă cred, este foarte mult după părerea mea. Bun, dar stați un pic, să nu închideți, că am și eu o curiozitate personală, dacă tot nu să spuneți. Iuliana, acasă sunteți 3-4 persoane, tot da? Cât plătești tu? Tot cam atâta. Problema este că apa meteorică, cum spune telespectatorul nostru, se face o medie
pe județ, nu se ia pe în ce zonă stați dumneavoastră, plouă acolo, în zona aia sau în centru. Stația meteo raportează, se face o medie, chiar și o medie pe zile, nu neapărat dacă a plouat o zi mai mult, alta deloc și... Mă rog. Înțeles. Una peste alta, stimate telespectatori, înțeleg că nu sunteți deloc mulțumit de serviciile companiei de apă. Nu, nu. Ați semna, dacă ar fi să aveți posibilitatea o astfel de petiție, de demitere a domnului Tescaru? Da, sigur da. Am înțeles. Vă mulțumim sigur, tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Da, luăm o scurtă. Lasă-mă să mai zic. Eu am făcut o prostie. În momentul, acum vreo 5-6 ani sau mai bine, știi că compania de apă a înștiințat buzoienii să se ducă cu actul de proprietate și în funcție de suprafața locuibilă și betonată să se plătească apa meteorică. Și tu ai spus adevărul. Eu am spus adevărul. Alții, între timp, bineînțeles, s-au dărâmat jumate din construcție, să ducem pământ și nu se duce pe canalizare, dar eu n-am mai schimbat contractul. A rămas așa pe vechi. Și asta e. Da, din păcate, să spui adevărul în ziua de astăzi nu e întotdeauna cel mai fericită alegere cel mai ieftin. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră abordând și alte subiecte, pentru că avem și alte subiecte pe ordinea de zi.